quiere de la Saron hedunia kai falias sosta romale mena me mena me romata quiere de la sosta la o nouă ediție din Viața Romilor. În emisiunea de astăzi vă prezentăm cum s-au desfășurat noile acțiuni organizate de Partida Romilor în comunitățile din întreaga țară. De asemenea, moderatoarea Monica Cornea îi are ca invitați în studioul emisiunii noastre pe deputații Natalia Intotero și Cătălin Manea. Noutăți legate de teme extrem de actuale, precum măsurile impuse în valul 4 al pandemiei, le aflați în emisiunea de astăzi de la profesor dr. Alexandru Rafila. Rămâneți alături de noi! Începe o nouă ediție din Viața Romilor!
Săptămâna trecută, echipa de coordonare a Partidei Romilor în regiunea Moldova, condusă de prim vicepreședintele Daniel Vasile, a vizitat comunitatea de romi din orașul Vicovu de Sus, din județul Suceava. Aici problemele sunt multe, lipsa apei potabile curente, a canalizării sau a electricității fiind doar câteva, iar romii din comunitate se tem că iarna asta vor fi și mai greu resimțite. Cum sucursala locală a Partidei Romilor se află în plin proces de reorganizare, tinerii romi din Vicovu de Sus, susținuți de colegii lor Leonard Constantin și Walter Florin de la Partida Romilor Suceava, sunt acum motivați și hotărâți să se implice în viața comunității, să-i reprezinte interesele și mai ales să schimbe relația cu autoritățile care până acum au tratat nevoile romilor cu superficialitate. Membrii organizației Partida Romilor din orașul Călimănești și-au stabilit noile obiective și agenda acțiunilor dedicate comunității rome în cadrul ședinței de reorganizare desfășurată în această săptămână la sediul filialei locale. Discuțiile au fost conduse de Alexandru Diamant, președintele Partidei Romilor din județul Vâlcea, prezent la eveniment. Asociația Partida Romilor sucursala Giurgiu a derulat în comunitățile din județ cea mai amplă campanie de educație non-formală din acest an. În cadrul acțiunii intitulate Mândru că sunt rom, au fost pregătite o serie de surprize. Peste 1000 de copii din 10 localități, beneficiind de momente de teatru, dans, jocuri, dar și cadouri și dulciuri. O serie de activități educaționale au avut loc la finalul lunii septembrie în localitățile din județul Giurgiu. La acțiuni a fost prezentă echipa președintelui Partidei Romilor Nicolae Păun, coordonator al regiunii Sud-Muntenia, alcătuită din Marius Constantinescu, Andrei Ionescu, Dobre Constantin, Ivan David, Cristea Nicolae, Andreea Scristea, alături de președintele Partidei Romilor din județul Giurgiu, Mihăiță Grigore. Prin bunăvoința organizatorilor, copiii romi din Clejani, Ghimpați, Vedea, Băneasa, Frățești, Herești, Comana, Izvoarele și Giurgiu au avut ocazia să se întâlnească cu personaje de poveste, trăind o experiență în premieră. Acțiunea Mândru că sunt rom, organizată de Partida Romilor sucursala Giurgiu, a adus astfel zâmbete și momente de mare bucurie pentru copiii romi din comunitate. În comunitățile de romi din mai multe localități din județul Dâmbovița, Partida Romilor a organizat weekendul trecut prima etapă a acțiunii Crosul copiilor romi. Competiția a inclus probe diferite pe categorii de vârstă pentru fete și băieți. În urma probelor, președintele Partidei Romilor Dâmbovița, Răducanu Tudorică, alături de echipa de coordonatori regionali de la centru, au acordat premii și este important de precizat că toți copiii au primit diplome de participare, dulciuri, tricouri și mai ales câte un ghiozdan dotat cu rechizite pentru școală. Foarte entuziasmați și copiii din comuna Băleni din Dâmbovița s-au pregătit să ia startul competiției Crosul copiilor romi. În comuna Ungureni, Crosul copiilor romi a fost găzduit de terenul sportiv din localitate și competiția a scos la iveală mici sportivi cu aptitudini deosebite. Toți copiii care au concurat au fost premiați, motoul principal al competiției fiind "Important este să participi". Crosul în aer liber a continuat și în comunele dâmbovițene, Ion Luca Caragiale și Ludești, pentru cei mai mici participarea la această competiție, transformându-se într-o adevărată sărbătoare. Pentru mulți elevi, rechizitele primite cu acest prilej din partea Partidei Romilor au fost un dar nesperat. Membrii organizației Partida Romilor din Mureș, însoțiți de membrii echipei de coordonare pe regiunea Ardeal, condusă de deputatul Cătălin Manea, au participat la lucrările Consiliului Director al Partidei Romilor, sucursala Adămuș, din județul Mureș. Cu acest prilej au fost votați membrii Consiliului Director al Partidei Romilor, dar și președintele sucursalei Adămuș, în persoana domnului profesor Dodosiu Samuilă. În ședința găzduită de Căminul Cultural din localitate, au luat cuvântul atât președintele Asociației Partida Romilor Pro Europa Mureș, Petre Zelariu, cât și primarul comunei. În cadrul acțiunii Îmi asum identitatea, mândru că sunt rom, elevii romi din Adămuș și-au demonstrat aptitudinile în cadrul atelierelor de creație, prezentând desene, recitând poezii și cântece în limba romani, toți micii artiști fiind premiați cu pachete cu dulciuri.
Și în comunitatea de rom din comuna mureșeană Bahnea, copiii i-au primit cu mult entuziasm pe delegații Partidei Romilor și, în cadrul acțiunii Îmi asum identitatea, mândru că sunt rom, au prezentat un moment artistic. Copiii au fost recompensați cu dulciuri și rechizite. De asemenea, echipa organizației județene a Partidei Romilor a participat și la lucrările Consiliului Director ale sucursalei locale a organizației, eveniment în cadrul căruia domnul Lazar Ioan a fost votat președinte al sucursalei Partida Romilor din Bahnea. Cu acest prilej, sucursala locală a organizației și-a stabilit următoarele proiecte care să ofere soluții comunității de romi, prioritare fiind situația locativă a familiilor de romi și atragerea programelor de finanțare și implementarea unor programe destinate educației copiilor romi. Tot în zona Ardealului, echipa de coordonare regională de la București, alături de reprezentanții Partidei Romilor din județul Covasna și liderul Alexandru Racoltă, au vizitat săptămâna trecută comunitatea de romi din comuna Vâlcele. Delegații au participat la ședința Consiliului Director a sucursalei locale, în cadrul căreia Aron Lingurar a fost reales de către comunitate în funcția de președinte al Partidei Romilor Vâlcele. Reprezentanții Partidei Romilor au fost invitați la școala gimnazială din Vâlcele, unde era programată o acțiune de educație non-formală pentru copiii romi, eveniment care însă a fost umbrit de un detaliu trist, care confirmă o realitate sumbră a educației românești. Ne-am îndreptat cu bucurie și entuziasm către comunitatea de romi din Vâlcele, județul Covasna, pentru a derula o acțiune de educație non-formală cu 60 de copii de romi. La prima vedere, totul părea aproape perfect. Copii fericiți și entuziasmați de începerea școlii, însă situația nu era chiar așa. După o discuție mai lungă cu directorul școlii, avea să aflu că de la acțiune lipseau 10 copii de clasa a doua care erau plecați la scos de cartofi împreună cu părinții lor pentru o sumă de lei. Mai mult ca sigur, o sumă necesară a achiziționării de hrană și articole vestimentare pentru mersul la școală. Vorbim de o zi de vineri și avem circa două săptămâni de când au început copiii școala, dar se pare că acești 10 copii nu s-au prezentat la școală încă de când s-a început noul an școlar. Deci iată că aici vorbim mai mult de niște copii care se confruntă cu o situație financiară precară, de niște familii care trăiesc la limita existenței. Este trist și îngrijorător că statul român nu știe să gestioneze corect astfel de situații care sunt convins că nu le regăsim doar la nivelul comunei Vâlcele din județul Covasna. Educația constituie o prioritate pentru toți cetățenii României, indiferent de rasă, naționalitate, etnie și convingeri religioase, însă cu toate acestea constat cu supoare că guvernanții noștri, mai mult ca oricând, sunt interesați doar de bunul mers al formațiunilor politice din cadrul cărora fac parte, refuzând să mai asculte vocea poporului. Legat de situația educațională, precizez că la școala gimnazială din Vâlcele, rata abandonului școlar este de aproape 50% la încheierea ciclului gimnazial, totul reducându-se la situația financiară precară a romilor. România educată a lui Iohannis nu trebuie să arate așa. Altfel spus, la nivelul guvernului, cât și la nivelul administrației publice locale, trebuie făcute schimbări considerabile care să vizeze îmbunătățirea calității vieții oamenilor. Și atenție, aici nu spun a romilor, ci a oamenilor, pentru că nu doar romii se confruntă cu aceste probleme. Asta este realitatea din teren. Și bineînțeles că nimic nu o sub soare atunci când vorbim de comunitățile de rom care sunt manipulate și lăsate la limita sărăciei, fără acces la serviciile publice și, culmea, romii sunt de vină pentru tot ceea ce se întâmplă în țară și în Europa. Clasa politică românească trebuie să se trezească la realitate. Sigur că a fost tras acest semnal de alarmă și la nivelul autorităților. Urmează ca prin proiectele de lege inițiate de către reprezentantul nostru în Parlamentul României, de domnul deputat Cătălin Manea, ca în această sesiune parlamentară să putem să avem cadrul legal pentru mediatorul școlar, pentru mediatorul sanitar și, bineînțeles, pentru inspectorul, pentru rom. Resurse umane atât de importante pentru comunitățile de rom. Instrumentele care o să ajute mai mult ca sigur la îmbunătățirea actului educațional al copiilor de din rom.
Astfel, reprezentanții Partidei Romilor au constatat că la Vâlcele, indiferent de ce fel de formă de învățământ impune pandemia, sărăcia va face ca atât pe caiete cât și pe tablete să se aștearnă praful. Copiii de 8 ani din ciclul primar, învățând între timp cum se culeg cartofii. O veste bună însă vine de la Făgăraș, din județul Brașov, unde, cu bunăvoință și implicare locală, lucrurile se schimbă în bine. Problemele romilor din oraș au fost dezbătute la întâlnirea membrilor Consiliului Director al Partidei Romilor Făgăraș. În urma discuțiilor, echipa Partidei Romilor din județul Brașov, coordonată de Ionuț Androne, a propus soluții concrete cu implicarea atât a administrației, cât și a cetățenilor rom din Făgăraș. Un exemplu este renovarea unei curți interioare și o amenajare a trotuarelor într-o clădire cunoscută din strada Negoiu, care se va face printr-o acțiune participativă. Respectiv, administrația va pune la dispoziție materialele necesare, iar oamenii care locuiesc în zonă vor lucra pentru realizarea acestui proiect. Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Din Viața Romilor. Vă invit astăzi la o nouă dezbatere alături de invitați speciali. Vom aborda teme legate de sfera educației, de domeniul politic, social și, bineînțeles, îi am alături de mine pe doamna Natalia Intotero, președintele Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților. Bun găsit, doamnă, și mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră. Alături de noi este și domnul deputat Cătălin Manea, deci deputatul minorității rome în Parlamentul României și vicepreședinte al Comisiei pentru Drepturile Omului. Bun găsit, domnule Manea, și dumneavoastră. Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit și eu. Iată că începem această emisiune și, bineînțeles, aș vrea să vă întreb, domnule Manea, o să încep cu dumneavoastră, pentru că ieri în Parlamentul României ați luat cuvântul și, bineînțeles, pe baza temei că rata de infectare crește vertiginos de la oră la alta și pandemia este cea care dictează și influențează fiecare aspect al vieții noastre. Spuneți-mi, dumneavoastră, ce anume ați vrut să transmiteți și dacă nu cumva este interpretată această, eu știu, intervenția a dumneavoastră, pentru că probabil nu multă lume știe, dumneavoastră sunteți vaccinat, adică n-a fost ceva împotrivă, aveți o serie de nemulțumiri. Intervenția mea din Camera Deputaților a fost una, spun eu, foarte clară. Și am abordat cel puțin două aspecte. În calitatea mea de deputat și de vicepreședinte al Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale din Camera Deputaților, am considerat că este extrem de important ca Guvernul României să înțeleagă că drepturile și libertățile prevăzute de legea fundamentală în statul român, respectiv de Constituția României, nu pot fi interpretate sau interpretabile, ca să spun așa, cu atât mai puțin, așa cum am și semnalat de altfel, printr-o hotărâre de guvern, pentru că ăsta e instrumentul pe care îl are la îndemână Guvernul României, o hotărâre de guvern prin care se restrâng anumite drepturi și libertăți, este, din punct de vedere juridic, un act inferior unei legi. Și evident că este inferior unor prevederi constituționale. Ăsta a fost un prim aspect. Mai mult decât atât, am semnalat că Ministerul Sănătății are un proiect de lege în transparență decizională, trebuie să curgă termenul de 10 zile, dar citind acel proiect de lege, am constatat că pentru personalul angajat în anumite instituții ale administrației publice centrale și locale, în mod special în instituțiile din domeniul sanitar, dar și în zona de ISU, ambulanță, pompieri și tot așa mai departe, măsurile merg până într-acolo încât cei care nu se vor vaccina vor fi puși în situația de a-și pierde locul de muncă. Se dispun măsuri de desfacere a contractului de muncă. Avem
pe de o parte suspendarea contractului de muncă 30 de zile, iar în situația în care respectivele persoane nu se vor vaccina, se dispune măsura desfacerii contractului individual de muncă. Lucru cu care dumneavoastră nu sunteți de acord. Lucru care nu sunt de acord. La fel, printr-o, cum să spun, părerea mea este că măsurile nu trebuie să meargă să meargă în acea zonă în care Constituția României să devină un act normativ decorativ. Și de aceea am solicitat colegilor mei din Parlament și întregii clase politice să adoptăm măsuri cât mai echitabile, conforme cu realitatea. Repet, eu sunt unul dintre sau una dintre persoanele care s-a vaccinat, însă nu le putem restrânge drepturile și libertățile celor care nu doresc și probabil nu sunt încă convinși de vaccinare. Și pentru că, tot m-ați întrebat despre părerea mea, care este părerea mea în legătură cu incidența cazurilor, aș vrea să vă spun că anul trecut, în aceeași perioadă, aveam 1400 și ceva, nu mai știu exact, 486, peste 1400 de cazuri, iar anul acesta, în aceea zi, avem peste 10.000 de cazuri. De aceea fac un apel către toți cetățenii României să înțeleagă gravitatea situației prin care trecem și, în egală măsură, fac un apel către întreaga clasă politică să dea dovadă de responsabilitate, pentru că ieri am spus că, așa mi s-a părut normal, am pus o întrebare, dacă toți membrii guvernului sunt vaccinați, dacă toți cei care fac parte din Camera Deputaților și din Senat sunt vaccinați, evident și tot personalul care lucrează în aparatul de specialitate. De ce am pus această întrebare cu iz retoric? Pentru că, evident, noi, în calitate de aleși ai poporului, trebuie să dăm primul sau trebuie să dăm exemplu cel mai relevant tuturor persoanelor. Mai ales persoanelor. Că dumneavoastră a spus că vreți să fie o situație echitabilă din partea guvernanților în măsura în care aceștia ar fi și ei vaccinați toți sau că pentru că nu sunt nici toți politicieni. Măsuri echitabile pentru toată lumea. O să vreau în scurt timp să vorbim și cu doamna Intotero, să vedem cum pledează dumneei pentru școlile deschise, însă aș vrea înainte de acest lucru să luăm un telefon și să discutăm cu domnul deputat Alexandru Rafila, profesor doctor și vicepreședinte al Camerei Deputaților în Parlamentul România. Vă spun bun venit, domnule Rafila! Bună ziua! Mulțumesc că sunteți alături de noi. Alături de mine este și domnul Cătălin Manea și doamna Natalia Intotero, președintele Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților. Domnule Rafila, pentru început v-aș întreba, cum comentați faptul că România este cel mai probabil una dintre cele mai afectate țări de valul 4, în timp ce țări din Uniunea Europeană țin acest val de pandemie totuși sub control și își desfășoară activitatea în mod normal, aproape? Da, sunt două motive din punctul meu de vedere. Unul este legat de faptul că noi ne aflăm împreună cu Bulgaria pe ultimele două locuri din Uniunea Europeană, apropo de acoperirea vaccinală. Media europeană e aproape de 75%, noi suntem undeva pe la 32%. Așa că asta este una dintre motivații. Vaccinarea nu a dus neapărat la scăderi abrupte a numărului de cazuri în țările afectate de pandemie, cât mai degrabă a dus la eliminarea majorității cazurilor care trebuie internate în spital și mai ales au nevoie de îngrijire la terapie intensivă. La noi, pentru că rata de vaccinare este mică, așa cum discutam, numărul cazurilor grave este mare și spitalele sunt pline, vedeți că practic s-a ajuns la depășirea capacității secțiilor de terapie intensivă. Ăsta este unul dintre motive, iar cel de-al doilea motiv este că noi n-am avut o politică care să urmărească, o politică de sănătate publică, care să urmărească creșterea care a început la începutul lunii iulie, săptămâna 5-12 iulie, și lucrul ăsta încet încet a dus la consolidarea transmiterii în comunitate. Mai mult au fost foarte multe evenimente cu număr mare de persoane venite din toată țara, care ulterior s-au întors la domiciliu și ele la rândul lor au favorizat infecția. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat nicăieri în Uniunea Europeană.
Și practic ne găsim într-o situație cu greu de gestionat datorită inconsecvenței în ceea ce privește măsurile de sănătate publică și datorită eșecului programului de vaccinare. Sunt două explicații care ce considerați? Mai există una, dacă vreți, de principiu, așa, care se referă la neîncrederea populației în autorități, pentru că autoritățile au fost primele, dacă a fost vorba, să încalce reglementările pe care chiar ele le stabilise. Ce credeți că trebuia făcut totuși să nu ajungem în această situație? Pentru că, exact cum spunea și noastră, populația și-a cam pierdut încrederea, eu știu, și în cei care ne conduc, dar și în... în vaccin, în această campanie de vaccinare, care eu zic că n-ar fi trebuit să aibă totuși o strânsă legătură cu sfera politică, eu știu, cu ceea ce s-a întâmplat. Asta dumneavoastră ați remarcat bine, faptul că a încercat să fie politizată anumite, cum să spun, avantaje legate de mediatizarea campaniei s-au dorit să fie asumate politic, în loc să excludem zona politică din campanie, dimpotrivă, ea a fost folosită politic foarte mult și atunci lucrul ăsta a generat neîncredere. Campanie de informare nu a existat, a fost doar campanie de promovare cu personaje mai mult sau mai puțin dubioase, dar de informare, pentru că oamenii până la urmă vor să informeze referitor la vaccinare, nu să le spună cineva că trebuie să vaccineze pur și simplu. Dacă discuți de vaccinarea copiilor, părinții, vă dați seama, sunt îngrijorați, vor să știe cât mai multe detalii. Deci nu a existat o campanie de informare, doar cea de promovare a vaccinării. Asta este un element. Al doilea este legat de politizare și din nefericire, nu numai campania de vaccinare, multe alte lucruri au fost politizate și am ajuns în situația încât anumite evenimente de natură politică să se desfășoare ilegal până la urmă, pentru că cineva a vrut să le organizeze cu orice preț. Gândiți-vă doar la faptul că anul trecut s-au făcut alegeri generale când valul din acea perioadă era aproape de vârf, au întârziat rezultatele zilnice, s-au făcut tot felul de așa zise realocări sau nedeclarări a cazurilor de deces sau de îmbolnăvire. Acum ne găsim într-o situație similară. Am văzut că sâmbătă, duminică, a fost congresul principalului partid de guvernământ. Luni, dintr-o dată, în mod neobișnuit, s-au raportat de 4 ori mai multe cazuri decât în urmă cu o săptămână. Lucrurile astea, vă dați seama că sporește mai mult neîncrederea și, până la urmă, eșecul campaniei era previzibil. Ea a fost bine organizată logistic, dar din punct de vedere al comunicării, informării, evitării abordării de natură politică și politicianistă, din potrivă, lucrurile au stat cu totul altfel și lucrul ăsta se răsfrânge, din păcate, în situația actuală, cu număr mare de cazuri și foarte multe decese, foarte, foarte multe decese. E evident că mergem pe un trend crescător în următoarele săptămâni și nu știu cum se va reversa acest trend crescător. Asta urma să vă întreb, știu că este târziu, deja suntem într-o urcare permanentă a numărului de cazuri. Spuneți-mi, dumneavoastră, ca și medic, până la urmă, cum vedeți dumneavoastră o redresare a acestei situații? Măcar așa, într-un târziu, ce ar trebui făcut pentru a stopa totul? Multe lucruri, nu putem să le trecem acum prin revistă pe fiecare, dar primul lucru ar fi recâștigarea încrederii, adică populația trebuie să fie partenera a aplicării acestor măsuri, nu adversara. Tratamentul acesta prin care populația este tratată ca un adversar al guvernului, dacă vreți, care trebuie să respecte niște măsuri fără să le înțeleagă, fără să fie explicate și mai ales fără să existe exemplu celor care guvernează în respectarea și aplicarea acestor măsuri, vă dați seama că este greu de făcut. Nu știu ce aș face eu în acest moment, dar cu siguranță ar trebui să existe o asumare publică a nereușitelor, a lucrurilor greșite făcute până acum în fața publicului larg și
Poate că atunci, împreună cu un grup de specialiști, real, nu imaginar, pentru că de multe ori s-a făcut referire la specialiști care nu existau, cu oamenii, încet, încet, ar putea să fi făcuți parteneri în acest efort, care trebuie să fie un efort național, depolitizat, încât să revenim cât mai repede la normalitate. Cu atât mai mult cu cât numărul de cazuri este de 10 ori. Ne-am permis să intervenim de 10 ori mai mare decât anul trecut în aceea zi, în aceeași lună. În aceeași perioadă, totuși, da. Este, valul 4 este diferit de ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Da, este diferit pentru că, cum vă spuneam, această formă a virusului e mult mai transmisibilă, de 3 ori mai transmisibilă decât forma clasică. Și asta face ca să foarte greu să scapi de infecție dacă nu ești vaccinat. Aproape toată lumea care n-a fost vaccinată, într-un fel sau altul, o să fie afectată de boală și lucrul ăsta îl vom contabiliza. Ar fi o soluție testarea populației mult mai mult decât se face acum? Da, bine, nu se poate face testare generală al populației. Sigur, trebuie să existe accesibilitate la testare, dar măcar anumite categorii care, vedeți, sunt în discuție, elevii mă refer în primul rând, ar trebui să beneficieze de testare periodică, testare gratuită. Trebuie organizat un astfel de sistem. Am văzut că domnul ministru Câmpeanu chiar astăzi a declarat că într-adevăr nu a reușit în ceea ce privește testarea, dar se va strădui. Tot este măcar un semn încurajator. Cred că testarea copiilor ar fi importantă, dar și accesul altor categorii la testare periodică este important, pentru că până la urmă e singurul mod în care poți identifica o persoană infectată pe care o scoți din colectivitate, din comunitate, pe o durată câteva zile. Dacă domnul deputat Cătălin Manea sunt, eu mi-aș permite să, dacă tot ați deschis subiectul acesta, și eu și colega noastră, doamna deputat Tontero, discutam despre introducerea testelor antigen cu salivă pentru a menține școlile deschise. Dumneavoastră, cum vedeți? Salivă, da. Da. Știți care e problema? Problema este că teste de diagnostic care sunt recomandate de Agenția Europeană de Control a Bolilor. Probabil că este un singur test din salivă pe această listă. Important e totuși să facem ceea ce numim noi screening, adică depistarea cazurilor pozitive dintr-un număr mare de persoane. Atunci ar trebui să găsim o soluție, să facem o testare, inclusiv cu teste din salivă nu este o problemă în unități școlare, trebuie câteva persoane instruite în acest sens, nu neapărat în zona medicală, care să poată să facă periodic testarea, iar cazurile pozitive ulterior să fie confirmate fără niciun fel de problemă. Da, deci ar fi o variantă. Spuneți-mi, domnule Rafila, în încheiere, un scenariu optimist puteți să vedeți în momentul de față, nu știu, să se vaccineze păcate, populația mai în mult? În momentul de față mi-e mai greu să am scenarii optimiste după o creștere de 10 săptămâni și mai bine a numărului permanente, 10 săptămâni fără oprirea numărului de cazuri. Trebuie totuși găsit o soluție încât măcar zonele vitale să fie protejate și economia cât de cât să funcționeze. Nu știu cine va face asta, cum va face asta. N-am găsit, uitați-vă, am uitat zilele trecute, nu există niciun fel de asumare. Domnul Câțu spune că a fost de vină domnul Voiculescu și doamna Mihailă, domnul Voiculescu spune că de vină domnul Câțu. Mi se pare o imaturitate politică, ca să nu spun irresponsabilitate, să conduci timp de aproape un an de zile o țară, mă refer la domeniul sănătății, și să nu existe nici cea mai mică asumare pentru situația catastrofală în care ne găsim. În altă țară, dincolo de demisii, cred că erau și alt tip de consecințe, pentru că atunci când pui în pericol sănătatea publică și cauzezi sute de decese prin inacțiune sau prin acțiune greșită, trebuie să existe totuși măcar o responsabilitate minimă. Și încă ceva, situația asta blochează accesul la servicii medicale a oamenilor care au alte tipuri de boli și generează din nou suferință, mortalitate și așa mai departe. Adică e un cerc vicios care a fost generat de, mă rog, cei sau de metodele pe care cei despre care am discutat le-au aplicat sau mai ales nu le-au aplicat.
Vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră și sigur vom mai lua legătura ori de câte ori este nevoie. Vă mulțumesc mult, domnule Rafila. Revenim la discuția noastră, iată și punctul de vedere al domnului deputat Rafila. Într-adevăr, haosul politic nu ne-a adus nimic bun în toată această problemă și în plină pandemie. Și revenim la discuția noastră, doamna Intotero, după o scurtă pauză. Doamna Intotero, pledați pentru menținerea școlilor deschise, pentru că evident pandemia afectează foarte mare măsură copiii și iată că în prezent derulați campania în bănci, dacă bine am văzut. Recent ați scris pe pagina noastră de Facebook, elevii trebuie să rămână în bănci. Cum facem acest lucru? Cum facem posibil acest lucru? Da, este o campanie națională care o derulez cam aproximativ de o săptămână și asta văzând atitudinea elevilor, dar și dorința acestora în egală măsură și a părinților care își doresc ca școlile să fie deschise, să învețe în bănci, de aceea am dat și această denumire în bănci, să poată beneficia de educație. Gândiți-vă că elevii care acum sunt în clasa a 8-a și vor avea examene în cursul lunii iunie 2022, ei au fost în clasa a 6-a când a început pandemia. Deci, de aproximativ un n-au an mai și fost jumătate, la școală ei, practic, da, nu au mai beneficiat de educație. Același lucru îl putem spune și despre elevii care sunt acum în clasa a 12-a și vor avea examenul de bacalaureat, tot așa peste puțin timp, deci la vremea respectivă erau în clasa a 10-a. Dintr-un număr aproximativ de 3 milioane de elevi, mai bine de jumătate de milion de copii, de elevi, nu au avut acces la educație în această perioadă pentru că nu au avut infrastructură. Fie că nu au avut o acoperire a rețelelor de internet, fie că nu au avut un spațiu suficient acasă, unii dintre ei chiar mai au alți frați, adică sunt familii binecuvântate de Dumnezeu, alții nu au avut infrastructura necesară, tablete, guvernul a promis infrastructura aceasta, tablete, din păcate atât autoritățile locale cât și instituțiile de învățământ au scris proiecte europene, dar instituțiile statului din România care se ocupă de gestionarea acestor aspecte din luna martie-aprilie a anului în curs tot evaluează acele proiecte și nu mai dau curs solicitării finale, să spun așa, cine dintre cei care au scris sunt eligibili. Deci toate aceste aspecte au provocat mare tensiune în rândul elevilor și în rândul părinților și în egală măsură, în momentul de față, din păcate, spun din păcate, România este din nou vorbită, dar nu la bine, pentru că am ajuns la 45% rata abandonului școlar, ceea ce este un fenomen extrem de îngrijorător. Și în creștere față de anii primul loc în toată Europa. Precedenți. De aceea am demarat această campanie. Sunt întru totul de acord cu ceea ce a afirmat domnul vicepreședinte al Camerei Deputaților, domnul Alexandru Rafila, un om cu o experiență vastă în domeniul sănătății și membru al Organizației Mondiale a Sănătății, dânsul și răspunde de Comisia de Învățământ a Camerei Deputaților și în egală măsură cu ceea ce a afirmat colegul și pot să spun și prietenul meu, domnul deputat Cătălin Mania. Mergem pe ceea ce au făcut alte țări și anume, școlile sunt deschise, testare non-invazivă a elevilor, așa cum a afirmat și domnul deputat Mania, învățământ hibrid acolo unde se depistează cazuri de elevi care sunt bolnavi, adică rămân acasă, se face ancheta epidemiologică pentru a vedea cu cine au intrat în contact, iar cei sănătoși să vină la școală. M-am bucurat că a noastră campanie a avut așa un ecou de a ajuns până la ușile Palatului Victoria și în declarațiile de presă susținute de domnul ministru Sorin Câmpeanu am văzut că au început să-și schimbe optica, adică dacă există localități unde au 6 la 1000 rata îmbolnăvirilor,
nu mai trec direct în învățământ în online. Încep să evalueze și să existe o comunicare din partea școlilor cu inspectoratul școlar județean, respectiv și cu direcțiile de sănătate publică, încercând să găsească soluții și să nu închidă școlile. Deci este un lucru extraordinar de important ca elevii să rămână în bănci. Și așa cum spunea domnul Rafila, și eu vreau să întăresc faptul că, din păcate, a fost o campanie eșuată aceasta a vaccinării. Da, ar fi trebuit să fie o campanie de informare, ar fi trebuit ca să identifice factor de opinie, oameni influenți cu încredere în rândul tuturor cetățenilor din România, care să vină să încurajeze populația pentru vaccinare, și de asemenea specialiști în domeniul sănătății, care să înceapă să poarte discuții cu diferite categorii sociale. Este foarte important această imunizare, pentru că, așa cum s-a și afirmat adineauri, vaccinul nu ne scapă cumva de acest virus, dar ne ajută să nu mai facem o formă severă care poate să ducă la deces. Și, din păcate, în ultimele zile și eu am auzit foarte multe persoane tinere, ceea ce este îngrijorător, și-au pierdut viața. Dar cum poți să ai încredere în această campanie de vaccinare când reprezentanța ai politicului, care, da, trebuie să fie exemplu, ne aducem aminte chiar și din toamna anului trecut, toamna târzie, când erau pe la Palatul Victoria și petreceau o zi de naștere, lăsând la o parte măștile, nerespectând distanțarea socială, apoi anumite declarații, chiar și declarația președintelui României, astăvară: pandemia nu s-a încheiat, suntem în vacanță, trebuie să fim atenți. Nu este permis asemenea bâlbâieli și asemenea declarații. De asemenea, categoric au existat informații de un posibil val 4. Trebuiau luate toate măsurile pentru a evita anumite evenimente, cum a fost și cel de sâmbătă trecută, Congresul Partidului Național Liberal, care a stârnit foarte multă indignare, supărare în rândul cetățenilor, care pe bună dreptate spuneau: copiii trebuie să meargă la școală cu măști. La congres am văzut mulți participanți fără măști. În altă ordine de idei, suntem în pericol din nou ca școlile să fie închise, însă ei au toate drepturile. Dacă ei nu sunt în stare să-și asume acest eșec, vom fi noi cei care marți vom da un vot pentru moțiunea de cenzură, și cred eu că ar trebui să vină oameni specialiști, mai ales în aceste vremuri de grea încercare, specialiști și, în primul rând, oameni care să iubească poporul român și care să fie dedicați, oameni care să aibă voință și oameni care să sacrifice toată energia lor atâta timp cât sunt pe mandate de ministru. Sunt încă oameni, din păcate, și nu sunt puțini, care pun la îndoială acum, în 2021, iată, în luna septembrie, pun la îndoială existența acestui virus. Și, într-adevăr, neîncrederea aceasta se datorează eșecului pe zona de comunicare publică, și domnul profesor Rafila a făcut foarte bine distinția între ceea ce înseamnă o campanie de informare și ceea ce înseamnă o campanie de promovare. Mai mult decât atât, până să demisioneze ministrul sănătății, doamna Mihăilă, a reușit să propună acea loterie a vaccinării. Vă dați seama cum este privită de către cetățeni, loteria vaccinării, un fel de 6 din 49. Dacă te vaccinezi, ai posibilitatea să câștigi ceva, niște premii. Dacă nu te vaccinezi, evident că nu poți participa la acea loterie. Nu cred că aceasta ar fi trebuit să fie modul de abordare și de comunicare cu cetățenii. Mai mult decât atât, și ca să și închei, am vrut să fac o paranteză. Este evident pentru noi toți că, cel puțin în ultimul an de zile, în spațiu public au ieșit și au comunicat tot felul de oameni care nu au nicio treabă, nu au nicio legătură, cu atât mai mult nu au niciun fel de specializare pe această zonă, și au comunicat cu populația, dându-și cu părerea
despre virus, despre vacanța în care ar fi intrat virusul pe perioada verii, că bănuiesc că vă amintiți și dumneavoastră că la Eforie și în multe alte stațiuni oamenii stăteau unii lângă alții precum pinguinii la Polul Sud. Ne-am relaxat pe perioada verii, ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Domnul doctor Rafila tocmai preciza că la începutul lunii iulie au existat niște creșteri spectaculoase în prima și în a doua săptămână, iar acum asistăm la efectul superficialității sau relaxării duse la extrem de către autorități și de către cetățenii în general, de către toată lumea. Este o vină comună, aș putea spune, dar evident că reprezentanții politicului trebuie să fie un exemplu și pe zona de comunicare, dar trebuie să dea dovadă în relația cu toți cetățenii că ei înșiși, cei care decid anumite măsuri, anumite restricții, evident, pentru protejarea întregii populații, trebuie să le respecte în orice condiții, pentru că atâta timp cât oamenii văd că tocmai cei care decid nu respectă aceste măsuri, evident că... Și iată că duc într-o zonă unde nu ne dorim. Suntem la 10.600 de cazuri pe zi, de 10 ori mai mult decât anul trecut în aceeași perioadă, iar anul trecut, vă amintiți ce era în luna septembrie și în luna octombrie, ce restricții, ce îngrijorați eram. Acum că avem de 10 ori mai multe cazuri, încă lucrurile se tratează cu superficialitate. Pe de altă parte, dacă îmi permite, să știți că și această impunere care se dorește, și anume acel certificat verde, cu alte cuvinte, vaccinare obligatorie, produce multă supărare și chiar tensiune în societate, pentru că foarte mulți cetățeni spun ce interes au ca să ne impună. Așa pare, de Așa fapt. Așa pare, da. Nu... Ori în momentul în care ei ar fi procedat altfel, repet, cu specialiști care să iasă, să ne comunice cât corect este de important, ce diferențe au constatat ei, medicii, în primul rând, între persoanele care nu au fost vaccinate și cum a fost forma de COVID care au avut-o și persoanele care au fost vaccinate și cum a fost respectiv forma de COVID. Și că o facem pentru sănătatea noastră, cazuri, nu? Exact. Da. Vă spun eu că atunci altfel ar fi fost și atitudinea și încrederea populației. Eu una nu susțin această vaccinare obligatorie și am să vă și explic de ce. În 1989 românii s-au luptat pentru a trăi în libertate, în democrație, pentru a avea dreptul de a alege și de a fi ales. Ei, cred eu că cei care conduc și care au această putere, cei de la guvern, ar trebui să vină cu campanii mult mai bine puse la punct, campanii de informare, astfel încât să ne determine să alegem, nu să ni se impună. Și să mergem astfel încât conștiința noastră să ne dicteze asta, nu că categoric ești obligat să faci vaccin, ci că trebuie să-l faci pentru a fi sănătos. Și ajungi la asemenea măsuri. Deci eu vă spun, există deja unii reprezentanți ai guvernului în teritoriu, în anumite județe, care au luat ei deja decizii de genul: în prefectură nu mai intră nimeni dacă nu prezintă acest certificat de vaccinare. Ei, există persoane care au trecut prin boală și care au anticorpi. Pentru aceste persoane, medicii spun că dacă ai un anumit număr de anticorpi, chiar nu este recomandat vaccinul. Ce faci cu acele persoane? Le îngrădești dreptul de a intra într-o instituție publică a statului? Nu este drept. Și de aceea, specialiștii din domeniul sănătății ar trebui să vină cu soluții, dar fără a veni cu decizii atât de categorice, care nu fac altceva decât să producă multă indignare. Doamna deputat, de acord, nu trebuie să existe pumnul sau tehnica asta, piciorul în ușe, pumnul în gură, nu funcționează. Și vedeți că a stârnit un val de nemulțumiri nu în România sau nu numai în România, ci în toată Europa. Nu așa trebuie abordat. Suntem în secolul 21, nu poate să vină cineva acum să-și impună propria voință. Oamenilor trebuie să li se explice foarte clar, cu calmitate, cu luciditate, gravitatea situației în care ne aflăm, ceea ce înseamnă acest virus și metodele prin care putem preveni
Cum bine spunea mai devreme doamna Intotero, deci să, exact, să mergem să ne vaccinăm. Oamenii nu înțeleg mare lucru. Pentru că trebuie să fim sănătoși. Din ceea că... ce se întâmplă, da, acum și din acest motiv vreau să spun că am antagonizat cumva societatea. Sunt foarte mulți cetățeni care sunt nemulțumiți și care vor să iasă în stradă. Nu știu ce vor rezolva cu ieșitul în stradă, nu știu ce vor să facă, dar este o formă de manifestare, este o formă de protest, este o formă de a-și exprima cumva nemulțumirile față de această abordare care e antidemocratică și care intră în contradicție totală cu un stat de drept, cu România democratică, cu o Constituție în care tuturor cetățenilor le sunt garantate drepturile și libertățile. Reprezentați minoritatea romă în Parlamentul României. Dacă tot vorbeam de această campanie de informare, spuneți-mi dumneavoastră la nivelul comunității rome, să dăm exemplu, cum s-a desfășurat informarea acestor oameni, în afară de organizația pe care o reprezentați? Din autoritățile statului au făcut ceva pentru persoanele vulnerabile? Absolut nimic, și o spun cu toată responsabilitatea și spun absolut nimic. Au fost niște măsuri aberante, niște tentative de acțiuni și activități de informare, ca de altfel și în cazul tuturor celorlalți cetățeni ai țării. Noi am fost prezenți în câteva sute de localități pe perioada verii, mai exact de la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, și iată până în prezent în toate regiunile țării am desfășurat mai multe campanii și pe educație și una pe zona de identitate etnică. În cadrul tuturor manifestărilor pe care noi le-am desfășurat, evident că am discutat cu oamenii din comunitățile noastre, am discutat și despre acest virus, am discutat despre importanța protejării împotriva infectării, am discutat despre măsurile pe care minimale până la urmă de igienă pe care ar trebui să le respecte și chiar și despre importanța vaccinării, însă niciodată nu am condiționat sau nu am aplicat o tehnică de tipul pumnul în gură sau piciorul în ușă, dacă nu faceți chestiunea asta se întâmplă nu știu ce. Noi ne-am făcut datoria ca organizație și eu am fost prezent personal în foarte multe comunități cu pondere semnificativă de romi și am avut mari necazuri și noi. Poate cel mai relevant exemplu este colegul nostru, Dumnezeu să-l odihnească, Emil Nea Lăcătuș, care a decedat chiar din cauza acestui virus nenorocit, COVID-19, liderul nostru de la Bistrița, a decedat în luna august și au fost foarte multe victime. Dar în cazul comunităților de rom, situația este cel puțin de două ori, ca să nu spun de mai multe ori, sau de N ori mai dramatică decât în cazul tuturor celorlalți cetățeni, pentru că știți condițiile în care trăim, spălați-vă pe mâini și acolo oamenii trăiesc în condiții de evul mediu, trimiteți-vă copiii la școală, dar copiii trăiesc câte 5-6 într-o încăpere improvizată de 6 metri pătrați. Mediatorii sanitari care ar fi reprezentat de departe o soluție pentru comunitățile de rom, cel puțin pe zona de informare, și mediatorul sanitar este un exemplu de încredere al comunității într-o persoană care reprezintă o autoritate publică, nici măcar pe zona aceasta nu am avut susținere de a forma și de a încadra noi mediatori sanitari, de altfel o resursă umană indispensabilă, spun eu, funcționării într-o oarecare măsură a comunităților de rom și a relaționării și a menținerii unui dialog dintre comunitatea de rom și administrația publică. O să revenim imediat, domnule Manea, la acest subiect cu mediatorii școlari. Am ceva să vă întreb, dar vă propun să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim la discuția noastră în câteva minute. Doamna Intotero, de la profesor, ce feedback aveți? Că am vorbit de copii și de dorința lor și a părinților de a veni la școală. Profesorii, ce vă spun? Cu ce semnale de alarmă vin? Cu ce probleme? Categoric, toți profesorii își doresc să meargă la școală.
Și pentru ei a fost o perioadă extrem de delicată, din mai multe puncte de vedere. În primul rând, pentru că nu au fost susținuți din partea guvernului cu acele cursuri de perfecționare pentru a utiliza acele platforme în mediul online. Și-au plătit acele cursuri din banii proprii, asta în condițiile în care salariul ar fi trebuit să le fie mai mare începând din anul 2020 și s-a tot stagnat această creștere salarială. Vreau să vă spun că un număr foarte mare de cadre didactice au solicitat ieșirea la pensie, unii chiar și pensie anticipată, pentru că s-au speriat de aceste vremuri pe care le trăim și din punct de vedere al sănătății, dar în egală măsură și a faptului că nu stăpâneau toată această muncă digitală. În consecință, ne confruntăm cu o mare problemă. Este primul an școlar când foarte multe catedre sunt descoperite și când a fost nevoie să se apeleze la persoane care sunt în pensie și care au dorit să vină. Unii dintre ei chiar pensionari de 10-12 ani, asta în condițiile în care și în educație, ca în orice domeniu de activitate, suntem într-o continuă evoluție și mai ales pentru aceste cadre didactice a fost și este foarte greu, dar în egală măsură și pentru copii. Primul rând, ruptura de stilul de predare al cadrului didactic pe care l-au avut. Deci, ca o concluzie, cadre didactice își doresc învățământul tradițional față în față, sunt dispuși pentru a se perfecționa continuu, dar să fie sprijiniți din partea statului cu aceste platforme și eu cred că ar trebui să rămână cumva în continuare și după pandemie acest stil de învățare hibrid, adică indiferent de momentul anului, dacă există copii care sunt bolnavi, alte boli nedorite, cât timp acel copil stă acasă, poate să asiste la lecția pe care profesorul o predă în clasă celorlalți elevi. Profesorii, din păcate, așa este, nu au fost sprijiniți, nu sunt sprijiniți și mulți dintre ei încă improvizează cu tot felul de laptopuri mai vechi, își fac datoria de dascăl față de copii, dar, repet, nu au fost sprijiniți. Iar noi, ca țară, evident, ne apropiem de iarnă și unii dintre cei care se află în poziții de decizie mai au uneori câte o revelație de genul ne-a luat pe nepregătite. Ce? Valul 4 ne-a luat pe nepregătite și iată, suntem la 10.600 de cazuri pe zi. Creșterea prețurilor din energie, respectiv la energie electrică și la gazul natural, ne-a luat pe nepregătite, liberalizarea prețurilor și cetățenii țării nu își pot achita facturile. Criza economică ne-a luat de asemenea pe nepregătite și suntem veșnic nepregătiți. Ori trebuie spus foarte clar că guvernul, care este un aparat asumat politic în primul rând, trebuie să guverneze, iar actul guvernării trebuie întotdeauna îndreptat în beneficiu tuturor cetățenilor și niciodată în detrimentul lor. Dacă îmi permiteți, sigur, vă rog. Apropo de iarnă, de creșterea prețurilor, citeam ieri o știre, o surpriză în PNRR-ul aprobat de Bruxelles, deci acest program de național de redresare și reziliență, sprijinul din fonduri europene dat României, spune România s-a angajat să renunțe la încălzirea cu lemne până în anul 2023. Vă dați seama ce înseamnă acest lucru? Nu știu cum e posibil. Deci avem cam un număr de 70% din populația României, dacă nu mai mult, care se încălzește, și în special populația din anumite zone vulnerabile, categorii socioprofesionale, dar în special că suntem aici la o emisiune unde discutăm despre etnia romă. Deci ce să faci dacă acei oameni nu vor primi alt sprijin? Ei se încălzesc cu amărâtă de sobă, cu lemnele pe care le procurau. Probabil că vor crește prețurile atât de mult la combustibil pe biomasă, respectiv la lemn, și oamenii nu sunt ajutați. Deci nu vreau să mă gândesc la ce vremuri vor veni asupra noastră și deja prevăd proteste, oameni în stradă, iar dacă se întâmplă acest lucru, mai ales în timpul pandemiei, imaginați-vă câte cazuri de îmbolnăviri vor exista și oameni care, bineînțeles, cumva sunt condamnați la moarte, că mai ales aici, la această boală, tu ai nevoie de căldură, ai nevoie și dacă de confort acasă cumva. Dacă nu mă înșel, dar cred că colegul nostru Adi Solomon poate să ne spună mai multe. Dacă nu mă înșel, hai să spunem, sprijinul prin legea consumatorului vulnerabil pentru persoanele care încălzesc
casa cu combustibil solid, respectiv cu lemn, este de 180 ceva de lei pe lună. În condițiile în care nu știu câte lemne poți să-ți cumperi de 180 de lei ca să încălzești o casă, fie ea și foarte mică. Prețul la lemn este s-a dublat comparativ în acest, cu eu da. Cred că în acest context poate să mai crească numărul celor care se încălzesc cu lemne, pentru că dacă nu mai ai bani să-ți plătești factura de energie electrică și totuși ai o sobă, te duci și bagi lemn în sobă, nu? Cam 70% din populația României, într-adevăr, se încălzește cu combustibil solid, cu lemn. Așadar, vorbeam despre creșterea prețurilor, context economic în care ne aflăm, și eu cred că ar veni cu mai multe amănunte domnul deputat Adrian Solomon, vicepreședintele Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială. Vă spun bun găsit, domnule deputat! Felomile, bine v-am găsit atât pe dumneavoastră cât și pe Cătălin și pe Natalia, colegii mei de aici. Sunt alături de mine în studio și iată că vin cu o întrebare directă, domnule deputat. Știm că fiecare zi de criză politică atrage costuri mari pentru România, de la împrumuturi mai scumpe pe care statul le ia pentru a plăti pensiile și salariile, pentru faptul că se depreciază cursul monedei naționale. Putem spune acum că plătim cu vârf și îndesat tot ce plătim, nota de plată sau cum vine, pentru toate bâlbâielile politice de până acum? Nu, asta e, ca să folosesc un termen al altui coleg de-al nostru, Silviu Wexler, e gheșeftul votului de anul trecut. Toate prețurile utilităților au explodat. De la 1 octombrie intrăm cam pe tot ceea ce înseamnă energie la prețuri duble și în alte cazuri la alți furnizori chiar triple. Vă dați seama ce înseamnă să fi plătit până acum o factură de 150 de lei și de la 1 octombrie să plătești la curent electric 300 de lei sau ce înseamnă să fi plătit 350 de lei pe lună de iarnă căldură și acum să vină factura de 700 de lei în condițiile în care salariul minim a crescut doar așa ca să pară că crește. Nici 100 de lei nu s-a dat, iar pe net undeva la 38 de lei, parcă, netul de anul acesta, de la 1 ianuarie, iar alocațiile au fost înghețate, deși avem două legi trecute prin Parlament, promulgate de președinte și de fiecare dată guvernul, ba Orban, ba Câțu, au venit și au prorogat aplicarea acelor măriri, care erau absolut necesare, mai ales într-o zonă a familiilor în risc de sărăcie sau chiar sub limita subzistenței din punct de vedere al veniturilor. Toate acele creșteri sau aceste creșteri ar fi fost absolut necesare și dacă ne uităm în programul de guvernare pe care îl propuneam noi românilor în urmă cu un an de zile, noi, Partidul Social Democrat, am fi văzut că la momentul la care vorbim trebuia să existe o apropiere cât mai mare între salariul minim brut și salariul minim pentru sectorul, să spunem, construcții, unde știm prea bine că e 3.000 de lei din 2019 încoace. A fost o măsură pe care prin ordonanța 14, multulita, ordonanța 114 dată de guvernul Dăncilă, se plafonau nu numai prețurile la utilități și la energie în primul rând, se ridica salariul minim pentru sectorul construcției, astfel încât meseriașii, cei de care are nevoie sectorul construcției, să se întoarcă acasă de pe unde erau plecați peste tot prin Europa, și prin asumarea de către stat a contribuțiilor la sănătate și la sistemul de pensii, ei ar fi rămas și rămân de atunci încoace cu un salariu net de 2.500 de lei. Dacă e mult, e puțin, eu cred că ar fi mai aproape de nevoile unei familii
plătită cu salariu minim în aceste vremuri și altfel s-ar simți și scumpirile, s-ar suporta și aceste scumpiri. Deci valoarea salariului minim ar trebui să crească nu cu 130 de lei, cât ne propune doamna Turcan, ci cu 1300 de lei, ca să ajungem pe net în zona lui 2500 de lei. Acești 2500 de lei ar fi ca să asigure un trai minim decent, nu să asigure o existență îndestulătoare, nu să asigure unei familii cu doi salariați și doi copii necesarul pentru a putea să-și facă și concediile la mare sau să-și schimbe sezonier încălțămintea. Nici măcar. După cum au anunțat cei de la guvernare, s-a convenit o creștere de la 1 ianuarie cu 138 de lei pe net. Asta este total insuficient. Se dorește în continuare aplecare a actului de guvernare mai degrabă către antreprenoriați și angajatori decât către salariați, de parcă salariații ar fi doar o anexă a afacerii, ar fi o prelungire a acesteia și nu ar fi partea cea mai importantă, pentru că munca creează plus valoare și nu spiritul antreprenorial. Dar la noi am văzut și în discursul premierului Câțuș, mai nou președinte, antreprenorii sunt socotiți eroi. Eroi, probabil da. Că angajații sunt socotiți clar. Trebuie să-i ținem în subzistență și în stare de sărăcie. Sunt cei mai mulți salariați din Europa în stare de sărăcie. Nicăieri în Europa nu ești plătit cu un salariu pe normă întreagă și pe program de muncă normal cu atât de puțin bani încât să nu simți că muncești și că ai o satisfacție a muncii, că ai un venit care să-ți asigure necesarul unui trai fericit, nu ca, destulător ca în America. Ca specialist, spuneți-mi, știu că întrebarea este mai amplă, dar vă rog dacă puteți să punctați așa câteva idei. Ce credeți că ar trebui făcut pentru a îmbunătăți până la urmă nivelul de trai al oamenilor? Pentru că sunt foarte multe necunoscute în ecuația asta. Părerea noastră de specialist, care sunt așa primele... Să creștem veniturile oamenilor. Spun de 2015, de când am ajuns președintele Comisiei de Muncă, că trebuie să facem ceva, să creștem salariul minim, pentru că după el se poate crește și toate celelalte venituri. Am reușit împreună cu fosta conducere a partidului și a guvernelor, era și domnul Grindeanu în funcție atunci, să fixăm o țintă, zicea unii chiar optimistă, de a ajunge la un salariu minim de 2500 de lei în 2022. Iată că aproape că vom atinge acest prag, dar nu pentru că patronatele sau cei de dreapta au fost foarte încântați, ci pentru că am trasat acolo niște termene cât se poate declare și o grilă de salarizare pe care sindicaliștii au putut până la urmă să o apere. Nu în totalitate. Iată că după ce au venit cei de dreapta la guvernare, termenul privind mărirea salariilor în învățământ a fost uitat și a fost lăsat deoparte, nemai dându-se mărirea care trebuia să fie dată la 1 septembrie 2020, adică anul trecut. Acest deziderat al nostru de a crește veniturile populației trebuie să fie un obiectiv al tuturor actorilor din piața muncii. Și cred că un exemplu ar putea fi luat și din istorie. Henry Ford, care era marele industriaș american, nu-l bănui nimeni de comunism sau de socialism, ferească Dumnezeu, fiind producător în anii crizei din 29 până în 33 de automobile, a
considerat că e mai bine să dubleze salariul, când toată lumea știți că introduce măsuri de austeritate. Henry Ford a venit și a dublat salariul salariaților de la $4 la $8 pe oră, iar efectul care a fost? Fiecare salariat al întreprinderii și-a luat mașină. A fost un câștig întreit. Și iată că astfel de exemple ar trebui să fie date celor care astăzi ar trebui să fie inima, plămânul, sistemul de circulație a economiei naționale, adică antreprenorul român, care este și el totuși sub vremi și apăsat de creșterile acestea la energie, la gaz, care îl vor sugruma odată în plus. Deci, pe de o parte e nevoia de a crește veniturile, pe de o parte e presiunea celorlalte cheltuieli pe care le face un antreprenor. Din această dilemă nu poate ieși micul întreprinzător decât printr-un program de ajutor din partea statului. Chiar cum se gândește statul să plătească facturile pentru consumatorul vulnerabil, ar trebui să facă un program pentru tranziția către o piață cu adevărat liberă a energiei, în care se vorbește despre investiții în energia verde și în recuperări fabuloase ale vieții pe pământ, nu numai din punct de vedere al mediului, dar din punct de vedere al bunăstării. Deci ar trebui să gândească statul să le plătească și IMM-urilor o parte din factura la utilități, astfel încât să nu fie nevoit să crească prețurile de producție, să crească costurile, să nu mai poată vinde cum vindeau până acum produsele lor și să intre, să ferească Dumnezeu, în faliment. Iar un astfel de program se întâmplă în Italia, unde Mario Draghi, mare conservator economic, mare om de dreapta, fost guvernator al Băncii Centrale Europene, a introdus un voucher de 100 de euro pentru oricine are de plătit factură în Italia la energie electrică. Deci sau să-i la gaz. Susțină cumva pe acești antreprenori și nu să le închidă micile deci afaceri. Să profităm tocmai puțin de trebuie faptul. Trebuie venit cu programe de ajutorare a IMM-urilor, dar în paralel statul să ceară seriozitate din partea acestora și să dea din ceea ce rămâne către angajați, astfel încât să crească și veniturile lor, să intre bani în economie, să înceapă rulajul să se înmulțească, să trăiască, să crească profiturile, astfel încât toată lumea să o ducă bine. Aș fi vrut să-l întreb ceva pe colegul meu, deputatul Adi Solomon, că am avut aici o discuție, ar trebui să știi mai bine, dar știu că la un moment dat ai spus din plenul Camerei, cât la sută din populația României se încălzește cu lemne de foc? 60% din gospodăriile țării noastre se află în această situație. De ce? Pentru că 48% din populația României trăiește la țară, în mediul rural. Și dacă trăiești la țară, trebuie să ne uităm și câte sate sunt legate la rețeaua de distribuție de gaze. Și o să aveți o surpriză că doar 25% din localitățile rurale din România sunt legate la rețeaua de distribuție națională de gaze. Prin urmare, neavând gaze, nu-l văd eu pe cel de la Cucamăcăi încălzindu-se cu reșoul electric. Normal că se va încălzi tot cu soba de teracotă, va face mâncare tot la plită și așa mai departe. Și cât timp nu vom schimba această realitate, orice bazaconii vor scrie unii sau alții, chiar și în PNRR, nu este decât o utopie. Iar despre utopii numai de bine, că am văzut, s-au închis parcă acum vreo 30 de ani utopiile de genul. Mulțumim, domnule deputat, pentru toate aceste informații. Numai sănătate. Toate cele bune. Revenim la discuția noastră după o scurtă pauză. Am revenit, doamnelor și domnilor, la discuția noastră. Iată că i-am alături în continuare pe doamna deputat Natalia Intotero, președintele Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților, și pe domnul Cătălin Manea, deputatul minorității rome.
Așa cum discutasem mai devreme cu domnul deputat, iată că nu ne aflăm într-o situație economică, socială prea bună și aveți, domnule Manea, ceva de completat înainte de pauză referitor la ce spunea domnul deputat. Da, într-adevăr, trecem prin, spun eu, prin cea mai mare criză de după 90, criză economică, criză socială și iată și prin cea mai mare criză, aș putea spune, politică din ultimii ani. Ori lucrurile acestea sunt în detrimentul țării, în detrimentul cetățenilor și evident că singura soluție este să găsim acel echilibru. Partidele politice ar trebui să fie din ce în ce mai responsabile, să se apuce în sfârșit să guverneze țara într-o perioadă extrem de dificilă pentru noi toți, iar cetățenii țării să fie respectați și cumva să li se confere, nu prin lozinci și promisiuni, garanția și certitudinea că trăiesc într-un mediu sigur și că nu trăiesc pentru a putea supraviețui de la o zi la alta, așa cum se întâmplă, din păcate, în mediul rural și mai ales în cazul comunităților noastre de romi. Spuneam mai devreme în intervenția mea că situația la noi în comunități este cu mult mai dramatică decât situația pe care o întâlnim în cazul celor mai multe comunități din mediul rural. Iar ca o concluzie față de ceea ce spunea colegul meu Adi Solomon, într-adevăr reținem 60% din populația acestei țări încălzește cu combustibil solid, cu lemn, iar măsurile adoptate pentru protecția consumatorilor vulnerabili sunt insuficiente în raport cu nevoile și evident că acești oameni vor avea, spun eu, cam cea mai grea iarnă. Nu este un scenariu, este o realitate. Așteptăm facturi dublate, în unele cazuri triplate. Întrebarea logică pe care trebuie să ne-o punem este din ce și cu ce își vor putea plăti cetățenii aceste facturi. Vor fi nevoiți să facă credite, împrumuturi pe la IFN-uri, pe la bănci. În situația asta am ajuns să nu putem să ne plătim facturile la utilități, la energie electrică, la gaz, sau să nu avem bani suficienți pentru a ne cumpăra, eu știu, un metru cub sau doi metri cub de lemn să putem să încălzim? Răspunsul este da, cei mai mulți dintre cetățenii acestei țări, din păcate, acum, în 2021, se află în această situație. Aș reveni la sfera educației și profit că am și pe doamna deputată alături. Vă întreb, domnule Manea, știu că ați inițiat un proiect de lege pentru a avea în structura inspectoratelor școlare cât un inspector pentru minorități. Și de asemenea luptați pentru creșterea numărului de mediatori școlari. Spuneți-mi, există susținere din partea colegilor noastre politicieni să puteți? Chiar doamna deputat, colega mea, doamna președinte a Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților și colegul Adi Solomon și mulți alți deputați sunt cosemnatari, au semnat propunerea legislativă privind includerea în structura inspectoratelor școlare a unui inspector școlar pentru copiii și tinerii care aparțin minorității rome și care provin evident în medii socioeconomice defavorizate. Vă spuneam într-o altă emisiune că efortul bugetar pe care a trebuit să suporte statul român este unul mai mult simbolic, însă pentru noi, în această perioadă extrem de grea, prezența acestui inspector școlar pentru minoritatea romă este crucială, ca de altfel și încadrarea de noi mediatori școlari în toate localitățile cu pondere semnificativă de romi. În egală măsură spun că este nevoie și de încadrarea mediatorului sanitar, cu atât mai mult cu cât am văzut în toată această perioadă de când s-a declanșat pandemia, că mediatorul sanitar a fost singura resursă umană care a intrat în contact cu familiile din comunitate, care
Și a făcut legătura până la urmă. Evidența situației din punct de vedere a situației sanitare, a situației medicale, a nevoilor oamenilor, nevoi pe care le-a comunicat reprezentanților autorităților administrației publice locale. Deci, repet, încadrarea, formarea și încadrarea de noi mediatori școlari, de noi mediatori sanitari, plus această propunere legislativă de încadrare în structura inspectoratelor școlare din toată țara a unui inspector școlar pentru minoritatea romă, reprezintă priorități cu care eu am intrat în mandat din partea organizației Partida Romilor și priorități pentru minoritatea pe care o reprezint în Parlament și le mulțumesc tuturor colegilor mei care mă susțin și care sunt alături de mine și evident care sunt alături de minoritatea noastră. Cât de important este, doamnă, acest lucru pentru minoritatea romă, să fie reprezentată fiecare comunitate, eu știu, de un mediator școlar, de un mediator sanitar, de un inspector școlar? În primul rând, este o constatare. Vreau să felicit minoritatea romă că a desemnat și apoi că au ales un parlamentar în persoana domnului Manea, care să le reprezinte interesele în Parlament. Și spun acest lucru pentru că nu există o ședință a Comisiei de Învățământ unde domnul deputat să nu prezinte problemele cu care se confruntă comunitatea, dar în egală măsură să nu și încerce să câștige încrederea tuturor colegilor parlamentari în susținerea unor demersuri legislative, cum este cel pe care l-a prezentat Adin Iaurt. De asemenea, vreau să vă spun că în cadrul comisiei noastre avem foarte multe dezbateri cu instituții, reprezentanța instituțiilor atât din România cât și la nivel internațional, reprezentanța ai Comisiei Europene, dar și reprezentanța ai mediului asociativ, respectiv pe partea de societate civilă. Și de fiecare dată problema minorității rome este expusă de domnul deputat. E un lucru extraordinar. Această bătălie dusă mai departe de acești mediatori la nivelul fiecărui inspectorat școlar județean este foarte importantă, pentru că ei mai departe au rolul de a coordona atât din punct de vedere educațional, dar și pentru a identifica problemele sociale din partea celorlalți mediatori de la nivel local. Deci, practic, este un sistem piramidal. A venit cu această inițiativă de ceva vreme, a fost discutată, analizată cu colegii parlamentari din cadrul diferitor comisii de specialitate și această inițiativă a fost depusă. Eu sper să găsească înțelegere și susținere la nivel guvernamental, pentru că dacă nu există această înțelegere din partea celor care conduc încă guvernul României, este o problemă că nu se poate duce la bun sfârșit. Și de ce spun că este important? Vorbeam la un moment dat de rata abandonului școlar de 45%. Rolul acestor mediatori este de a trage un semnal de alarmă către toate instituțiile statului, care sunt cauzele pe care și noi le-am identificat până în momentul de față, dar prezentând oarecum statistici de la o perioadă de timp, de un interval de timp la alt interval de timp. Și anume, în primul rând, faptul că foarte mulți dintre părinți și-au pierdut locurile de muncă. Foarte mulți dintre părinți și-au lăsat copiii în țară și au plecat la muncă în străinătate, sezonier sau pe o perioadă mai lungă de timp. În acest context, copiii acestora au rămas aici acasă în grija rudelor și bineînțeles că nu au un venit suficient. Deci, lipsa banilor. Lipsa banilor duce mai departe la lipsa hranei. În momentul în care copilul nu are acasă hrană, de cele mai multe ori familiile acestora nu-i trimit la școală pentru că efectiv nu au posibilitatea să le pună un pachet cu alimente. În acest context, noi am susținut introducerea programului Masă Caldă pentru toți elevii din România și exista o posibilitate acum, prin acești bani veniți de la Uniunea Europeană, prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Nu știu dacă, în final, domnul ministru a agreat propunerile noastre și dacă acestea au fost prinse. De asemenea, transportul. Elevii care fac naveta, transportul intrajudețean, în momentul de față, cumva este blocat, să spun așa. Adică părinților li se decontează cu dificultate transportul acestor elevi, iar un abonament
de transport pentru un elev începe cel puțin de la 200 de lei pe lună. Deci gândiți-vă acolo unde există 2-3 copii, în ce situație delicată sunt puși aceștia. Și cred eu că acestea sunt, și nu doar eu, chiar și colegii, acestea sunt principalele motive pentru care ei la un moment dat refuză să mai meargă la școală. Deci începutul este, să spun așa, în regulă, dar aici intervine rolul mediatorului școlar în a identifica după ce perioadă de timp ei încep să părăsească școala. Și bineînțeles și alte cauze pe care le-am enumerat înainte, și anume faptul că în sistemul de educație, salariile cadrelor didactice nu au mai crescut. Cadre didactice foarte bine pregătite preferă să își facă reconversie profesională, să meargă spre alte domenii de activitate, în special cei care sunt tineri, cei care sunt în vârstă, dacă nu vin sprijiniți din partea statului să participe la aceste cursuri de perfecționare pentru a utiliza aceste platforme educaționale în sistem digital, nu au capacitatea și atunci ies la pensie. Pe de altă parte, lipsa infrastructurii despre care vorbeam, adică faptul că, și mă refer aici în special la copiii care vin din comunități rome, nu au laptopuri, nu au tablete. Bun, și dacă ar face familia un efort să le achiziționeze, foarte multe dintre aceste familii locuiesc în zone unde încă, din păcate, nu avem curent electric, dacă nu există curent de unde internet. Apoi mai intervine și cealaltă problemă despre care am vorbit, și anume decizia autorităților ca într-un interval de timp să se renunțe la încălzirea pe biomasă, pe lemn. Deci elevii și familiile acestora vor fi nevoiți să stea în frig, să se îmbolnăvească, să nu poată să meargă la școală. Deci eu cred că rolul acestor mediatori este foarte important, binevenit, și cred eu că guvernul ar trebui să se trezească în ultimul ceas, pentru că această rată de 45% momentan a abandonului școlar este un semnal îngrijorător pentru viitorul țării noastre. Și ar mai fi un lucru de spus legat de rata îngrijorătoare a abandonului școlar, de departe cea mai ridicată din toată Uniunea Europeană. Potrivit unui studiu efectuat la sfârșitul anului trecut, unul din patru copii care abandonează școala aparține minorității rome. Deci este mai mult decât evident că zecile de mii de copii, sutele de mii de copii care abandonează școala și care, așa cum am mai spus-o, astăzi au 7 ani, 8 ani, 9 ani, peste puțin timp, peste 10 ani, care nu este un orizont de timp extrem de îndepărtat, să nu ne putem imagina cum va fi peste 10 ani, peste 10 ani vor fi adulți, vor fi zecile și sutele de mii de adulți cu de 18, de 20 de ani, de 21 de ani, fără școală, fără competențe, fără abilități, fără șansa de a avea un loc de muncă, și mai ales în zona aceasta a prezentului și a viitorului, că mulți spun, domne, meseriile viitorului, nu, ele sunt meseriile prezentului. Noi, din păcate, le privim ca fiind niște meserii ale viitorului, în condițiile în care toate statele civilizate și cu, hai să spunem, mai conștiente de ceea ce se petrece în jurul lor, le-au implementat, le-au adoptat ca meserii ale prezentului, că vorbim de imprimare aditivă 3D, că vorbim de agricultură verticală, că vorbim de robotizare, digitalizare. Noi ne raportăm la toate aceste realități ca fiind meserii ale viitorului. Vă dați seama că zecile și sutele de mii de copii la care mă refer, cei mai mulți dintre ei din cadrul minorității rome, mulți alții din zone socioeconomice defavorizate, indiferent de etnia lor. Acei copii nu vor avea practic nicio șansă de a fi pe picioarele lor, de a dezvolta această țară, de a contribui la păstrarea, spun eu, a istoriei și a patrimoniului cultural
al României. Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și vă doresc mult succes în campania pe care o derulați și sper să fie în bănci cât mai mulți copii. Și dacă îmi permiteți în încheiere, pentru că mai sunt câteva zile, în data de 5 octombrie marcăm Ziua Mondială a Educatorului. Permiteți-mi să urez multă sănătate, putere de muncă și multă energie tuturor cadrelor didactice din România. La mulți și sănătoși ani! Aceleași gânduri bune și din partea mea, da, la mulți ani tuturor cadrelor didactice din România. De departe, școala, familia și biserica au fost, sunt și vor fi întotdeauna principalii piloni pe care se așează o societate, o națiune, un popor, o țară. Din păcate, în ultimii ani, școala a fost dusă într-o zonă mai puțin vizibilă și a fost tratată cu superficialitate. Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi. Ne revedem săptămâna viitoare cu informații la fel de utile. Toate cele bune, un weekend liniștit!